Prima întrebare e legată de o piață care suscită enorm interes, și anume televizarea meciurilor din fotbalul românesc. Suscită un interes enorm în România. Recentele mișcări din această piață, preluarea drepturilor pentru Liga 1 de către o companie fără licitație, v-au atras atenția? Dacă da, de ce? Da, îmi place, mie nu-mi place, consumăm foarte mult timp cu fotbalul. Și pe perioada de, deci ultimii 3 ani pe care Liga a avut un angajament cu noi, a organizat o licitație, noi acum evaluăm rezultatele acelor angajamente, dar și pentru a urmări ce se întâmplă în momentul de față. Am avut discuții, deci unul urmărim, doi, am avut discuții cu cei de la Liga. Ei ne-au spus că vor să vină cu un sistem care va asigura accesul tuturor telespectatorilor români la meciul de fotbal, ceea ce în principiu sună bine. Trebuie să vedem cum se va implementa acest sistem. Deci noi avem luxul, totuși, fiind un... Noi trebuie să sancționăm încălcări de lege, dar nu-i treaba mea să îl previn. Cât pot, previn. Dar în ultimă instanță, jobul meu e să văd dacă s-a încălcat legea și dacă s-a încălcat să o sancționez. Așa că, momentan, i-am prevenit pe oameni, ei știu că noi suntem atenți la ce fac. E treaba lor să-și facă analiza, să respecte legea. Noi vom trage concluziile după aceea. Deci după ce se vor semna Când vedem contractele. Exact ce se întâmplă. Pot să spun, dacă se ajunge la un sistem în care consumatorii sunt în beneficiu, deci fără costuri mari, toată lumea are acces, toată România poate să vadă meciul de fotbal, dar ăsta e un final care spune că e pozitiv. O altă piață pe care aveți o investigație acum e cea a agențiilor de publicitate. Ați amintit despre ea și în discuția cu cititorii Hot News. Când va fi luată decizia finală? Când se va încheia licitația? În lunile următoare mă aștept să avem. Da, deci una din investigații care e pe țeavă. Parcurs toate etapele procedurale. Se va lăsa cu sancțiuni sau vor fi exonerate companiile? Cum să vă spun eu, cât timp nici eu, nici colegii mei n-am luat o decizie. Deci când o să avem decizia noastră colectivă, că suntem 5 oameni în momentul de față, din 5 suntem în funcție, luăm decizia asta, o să vedem. Raportul, într-adevăr, recomandarea care pleacă de la echipa de investigație e de sancționare. Rămând tot în piața media, Consiliul s-a implicat în ultima vreme, inclusiv cu recomandări transmise către CNA în iarnă, în dezbaterile despre principiul mascherii. Recomandările însă au fost trecute cu vederea de CNA, iar Consiliul s-a ales chiar cu un proces intentant de Antena Group. Da, asta e. Ce faceți în continuare rar în această cauză? Bun, e rar să ți se... Noi suntem obișnuiți să ne dea lumea în judecată în prința amenzii, da? Să ne conteste în instanță amenda, să ne conteste recomandările. E rar dacă nu... E o premieră? Fără precedent, eu nu mi-aduc aminte de alt caz. Nu, am mai avut un caz pentru că ne-au contestat, da. Ar fi al doilea caz în care ne contestă recomandările. Dar procesul ăla merge, asta este. Momentan recomandările noastre există, sunt în vigoare. Va trebui să... Știu că CNA-ul e interesat și el de restructurarea regulii mascherii, nici el nu e foarte fericit de actualul cadru legal. Sper să se decidă ei să acționeze și o să-i sprijinim în demersul ăsta și să găsim împreună suficient audiență la factorii politici, asta înseamnă guvern și apoi la parlament, ca să se și întâmple. Cred că tot mai de acord că regula e excesivă în momentul de față, pe de-a parte orice modificare de regulă dezavantajează pe cineva și cei dezavantajați ar fi foarte vocali. Indentează procese, cum se vede. Sau în zona asta pot fi în zona mass media și alte mijloace de manifestare, nu? Se precum? Vor face emisiuni, ori se plângă. Ați intrat deja în malaxorul ăsta al... Nu. Față de CNA, pot să spun că presa e mult mai blândă cu noi și nu suntem în colimatorul presei. Dar iar văd că am văzut că recomandarea noastră a creat niște nemulțumiri. Consiliul Concurenței a fost sesizat de mai mulți operatori de cablu și în privința retransmisiei postului Digi24. Aparținând cablistului RCSRD, postul a fost declarat liber la retransmisie, adică trebuie preluat în unele condiții, și de UPC sau de RomTelecom, de exemplu. Iar aceste companii reclamă încălcarea principiilor concurenței. Care e poziția dumneavoastră? Aici recunosc, Consiliul a fost solomonic. Deci, pe de o parte, noi am spus CNA-ului că nu vedem o problemă faptul că
un cablist are și un post propriu de știri, e dreptul lui, se califică pentru regula mascherii, ok, nu vedem o problemă să fie inclus în sistemul mascherii. Pe de altă parte, e o decizie pentru CNA dacă vrea să-l includă sau nu. Noi, după cum am spus, nu suntem mari fani ai actualului sistem mascherii. Uh-huh. Deci poziția noastră a fost, unul, dacă vreți să-l includeți, nu e o problemă din punct al Consiliului, nu vedem nimic anticoncurențial în asta. Pe de altă parte, nici nu vom acționa împotriva CNA-ului în privința unei reguli care ni se pare oricum excesive și că distorsionează ea, regula în față distorsionează piața. Mm-hmm. Cum comentați dumneavoastră din poziția pe care o aveți cross-ownership-ul ăsta Telecom Media, care a dus, iată, și la situația, la cazul Digi24? Asta recunosc că ne... e legal în momentul de față, da. Sau n-am temei să pun... De altfel e o tendință peste tot în lume. Da, îmi creează și mie personal o îngrijorare și văd că există preocupări în unele state din Uniunea Europeană, văd dezbateri în SUA. Ce facem? Noi strângem date în momentul de față. Deci avem o investigație care strânge date, care se uită la ce se întâmplă sau legătura care există între televiziunea prin cablu, telefonie fixă, telefonie mobilă și internet. Și vrem să repet, să înțelegem ce se întâmplă în România în zona asta și când vom termina analiza asta vom face recomandări către guvern. E o analiză, nu o investigație. Da, ce numim noi investigație sectorială. Da. De asta îi spun analiză, că nu e vorba de o încălcare de lege, deci nu poate rezulta într-o amendă, dar poate rezulta în deschiderea unei investigații sau în recomandări către factorii politici. Dacă tot suntem la această piață, jurnalistul Robert Turcescu a postat în această lună pe Facebook informații dezmințite ulterior de RDS privind o presupusă vânzare operațiunilor de cablu TV, internet și telefonie ale acestei companii către Vodafone. A primit Consiliul Concurenței vreo notificare? Consiliul nu are nicio informație în sensul ăsta. Urmăriți noi știrea, ni s-a părut foarte interesantă. Nu am însă nicio informație din piață în acest sens. Referitor la ceea ce ne-a spus la investigația sectorială pe piața Telecom, nu? E o piață mai largă și cablu și internet și așa mai departe. Am putea să ne așteptăm în mod realist la investigații noi? Pot fi. Da. Chiar scopul este, e evoluție tehnologică, e o evoluție în piață, vrem să înțelegem ce se întâmplă acolo. Sunt omologi ai noștri din alte țări din Uniune care au făcut analize de genul ăsta. Nu spun că nu poate să rezulte în investigații, în special de abuz de poziție dominantă, asta s-ar pleta. Da, momentan, pur și simplu, vrem să fim la curent cu ce se întâmplă în piață. Deci, practic, ce există în momentul ăsta în lucru e o analiză de înțelegere a pieței. Da. Sărim la alt subiect, contractele de salubritate. Din câte știu, Consiliul Concurenței a cerut mai de mult în instanță rezilierea contractelor de salubritate din București, prelungite în nenumărate rânduri de administrație locale și a și obținut o sentință favorabilă. La Curtea de Apel, dar în alta curte ne-a casat-o. Acum ne-a trimis înapoi la Curtea de Apel. Deci am reluat procesul de la zero. Și cât va mai dura? Păi să vă spun că procesul a început în 2010 și acum suntem în 2014, când în alta curte ne-a pus să o luăm la capăt. S-ar putea să mai dureze, nu am o estimare exactă. Nu pot să spun că e fără precedent, că am mai văzut cazul în care am avut ping-pong între în alta curte și Curtea de Apel București. Dar asta este. În același timp, există și demersul celălalt, legea salubrității, care a fost aprobată de Parlament, e acum întoarsă de președinte, trebuie să vedem cum este ea din Parlament, iar obliga la ținerea de licitații. Deci, până la urmă, noi mergem pe calea judiciară, deci, în care ne apărăm decizia noastră, dar în același timp avem și cealaltă cale de intervenție, care e cea legislativă, vedem, prin care reușim mai repede. Mergem acum la poștă. Poșta Română. Ministerul Comunicațiilor aștepta luna trecută un aviz pozitiv din partea Comisiei Europene privind conversia în acțiunea datorilor de peste 242 de milioane de lei pe care Poșta Română le are la bugetul de stat. Mai știți ceva despre acest aviz și care a fost poziția Consiliului în acest caz? Noi sprijinim guvernul de mersul lui de a pregăti poșta pentru privatizare. Comisia e în principiu favorabilă, deci comisie dacă vii și îi spui
Domnule, trebuie să șterg datorile, într-un fel sau altul, scap de datoriile astea, pentru că eu vreau să pregătesc compania să o privatizez, în principiu comisia e deschisă, da. Problema noastră este că ne-a acceptat comisia argumentul ăsta în cazul Olchim și el nu-i privatizat nici în ziua de azi, ni l-a acceptat în cazul CFR Marfă și iarăși nu-i privatizat nici în ziua de azi. Deci lumea nu prea ne crede când spunem că ștergem datorii ca să privatizăm. Și acum, după experiențele astea negative, comisia e mai strictă în momentul de față. Deci ea ne spune, unu, introduceți o clauză de reversibilitate. Dacă nu se produce privatizarea în intervalul X, termen rezonabil, atunci datoria revine la stat. Da, de se, conversia aia se anulează. Lucru care îl acceptă, guvernul României acceptă, da, poziția asta. Doi, comisia ar vrea să vadă conversia cât mai aproape de privatizare. Deci aici e zona în care nu ne-am înțeles noi, statul român, cu comisia. Ministerul, proprietarul poștei, spune, eu am nevoie să fac conversia acum, repede, pentru ca să atrag interesul investitorilor. Comisia spune, când vedem că ai ceva investitori interesați, de-abia atunci vrem să te lăsăm să faci conversia. Sunt încă discuții care se poartă la Bruxelles. O întrebare foarte bună care a existat și în interviul, în întâlnirea online cu cititorii. Vedeți vreo problemă în legătură cu eventuala judecare de către RCS, RDS, a tuturor multiplexurilor de televiziune digitală terestră, cele scoase la licitație de către Ancom? Poate să fie o consolidare a unei poziții dominante? Da, poate fi. Pe scurt, ne-am gândit la aspectul ăsta. Dacă vă aduceți aminte, când a fost vorba de licitația de spectru pe telefonie mobilă, de exemplu, acolo am intervenit, am spus, nu dați prea mult spectru unui singur operator, ca să fie destul de concurență în piață. Pe multiplexuri, am avut o discuție cu reglementatorul, dacă are sens să punem ceva restricții, să spunem cei care au deja o poziție puternică pe piața media să nu poată să cumpere și multiplexurile. Dar, până la urmă, opinia lor, pe care ne-am însușit-o și noi, a fost că, totuși, orice excluderea unor jucători îmi reduce concurența și poate să-mi amenințe viabilitatea proiectului. Da? Deci poate nu e destulă concurență, nu vor fi destui agenți economici interesați. Și viața pare să confirme că până avem un singur actor care e interesat de un singur actor privat interesat de aceste multiplexoare, din ce înțeleg, care e cel pe care era în risc să fie exclus dacă am fi mers pe varianta de a pune restricții. Deci a fost bine, plumă, că n-am introdus restricții. Un alt subiect care e fierbinte în momentul ăsta e portul Constanța. Se vorbește mult despre o eventuală cedare gratuită a unui pachet de acțiuni deținut de Ministerul Transporturilor către autoritate locală, primărie. În principal poate să fie și Consiliul Județean, care și el e acum deja acționar. Ar încălca legislația în materie de concurență o asemenea cedare gratuită? La prima vedere nu cred, că dacă statul își mută activele de la un minister la altul sau de la autoritate centrală la una locală, n-aș vedea o problemă de concurență. Dar important că va funcționa portul. Noi avem o investigație în momentul de față privind serviciile de remorcaj în portul Constanța. Există o investigație, în curs și ea când va fi finalizată anul acesta? Nu pot să spun, sper că anul ăsta, dar ea e în plan pentru anul acesta. Loteria română, iarăși e un subiect de care noi la Hodium am scris foarte mult la finalul anului trecut, începutul anului acesta. La sfârșitul lui 2013 loteria a încheiat un contract pe termen lung cu Novomatic pentru păcănele, ce denumim noi videojocurile. Consiliul Concurenței a constatat că vechiul contract încheiat în aceiași termeni a încălcat legislația concurenței. V-ați autosesizat pe noul contract? Noi, într-adevăr, la sfârșitul anului trecut am dat o amendă loteriei și partenerilor ei pentru vechiul contract, care era un contract de lungă durată exclusiv. Și pentru aia am dat câteva milioane de euro amendă, ne-au dat în judecat, o să vedem ce se întâmplă în instanță. Acum, ce am apreciat la nou contract și menționat în decizia noastră, pentru că ne-au consultat, da? Știind că sunt sub investigație, ne-au consultat în privința noului contract, el diferă semnificativ de cel vechi prin faptul că nu mai e un contract exclusiv. Deci chiar dacă e pe durată lungă încheiat, în principiu, loteria e liberă să facă contract și cu alții.
ceea ce pe vechiul contract nu putea și pe vechiul contract am avut dovezi că au fost agenți economici care au abordat loteria, loteria ar fi vrut să facă contract cu ei și nu i-au lăsat grecii. Da? Pe nou contract chestia asta nu s-ar mai putea întâmpla. Deci la prima vedere cel puțin am spus, domnule, nou contract pare să fie ok. Acum vedem cum se va derula el, dacă vom constata că în cursul implementării lui de fapt e doar fictivă această non-exclusivitate, că loteria se va comporta ca și cum avea un contract exclusiv, s-ar putea să intervenim. Dar momentan, dacă ne uităm numai la litera contractului, el pare să fie în parametri acceptabili. Tot la loterie, a expirat vechiul contract pentru, sau contractul care vigoare pentru organizarea jocului 6 din 49 și de atunci, de când a expirat acest contract, au loc prelungiri succesive. Nu a existat o licitație încheiată. Și acel vechi contract are semne de întrebare. Vă autosesizați pentru a împiedica încheierea unui contract care să împiedice, care să încalce legislația? Puteți să faceți lucrul acesta? Vă atrage atenția? Dacă am indicii că e ceva neregulă, recunosc că noi știam și am analizat contactul cu videoloteria. De contactul din 6 din 49 nu știu să vă spun nimic. N-a fost în atenția noastră, n-am avut o investigație pe zona asta. N-au fost sesizări la adresa Consiliului? Nu. Și așa la prima vedere nu văd ce piață al bloc. Adică care ar fi problema acolo? Că se prelungește fără o nouă licitație. Că în principiu, bun, loteria are un monopol și face un contract pentru jocul ăsta. Modul în care face această licitație, dacă există... Că n-a făcut-o momentan, nu? N-a făcut-o. Sau e pe cale să o facă... În tot cazul e o lipsă de transparență perfectă, ca să zic așa aici. Nu comunică loteria. Opacitatea e totală, da. Noi am încercat... avem nenumărate cereri de informații către Loteria Română și nu există niciun răspuns. Ok, mă interesez, n-am nimic în lucru pe zona asta, n-a fost radarul nostru, dar ne putem interesa. Licitațiile publice, spuneați în discuția cu cititorii că aveți o direcție specială în cadrul Consiliului Concurenței. Câte cazuri de trucare a acestor licitații ați găsit în ultimul an, să spunem? Păi am avut sancțiuni, am dat pe Ministerul Apărării anul trecut, am avut mai multe investigații deschise pe zone trucare de licitații. Câte sunt în momentul ăsta deschise în investigații în desfășurare? Mă aștept să finalizăm două anul ăsta și avem în lucru încă, cred, 4 și vom mai deschide în curând una. Deci cam astea sunt cifrele. Nu vă pot garanta acuratețea. Care sunt cele care se vor termina, de care spuneți că se vor termina? Avem o licitație privind o presupusă trucare, am o licitație pentru cornul și laptele. Asta iarăși vom termina undeva în următoarele luni, da? Deci undeva până în vară va fi terminată și mai este una care e în fază avansată legată de lucrări de foraje. Da, care e un caz important pentru noi din rațiuni procedurale, dar vi le explic la vremea respectivă. Din experiența pe care o aveți de-a lungul timpului, care sunt piețele cele mai predispuse sau zonele? Bine, fie că mă întrebați unde dăm amendă și unde nu, ca să nu pot să vă spun. Unde există predispoziție? Da. Cred că oriunde ai achiziție publică e un risc substanțial de ilegalitate. De obicei ai de-a face cu o corupție, dar de multe ori apare și înțelegerea între firme, între participanți la licitație. Eu vreau să ne concentrăm, ne uităm pe ce cheltuiește statul bani și haideți să ne concentrăm pe acele zone, da? Că acolo impactul economic e mai mare. Deci vă duceți unde sunt banii cei mai mulți. De asta suntem mult la lucrările din energie, la lucrările de construcții, la cornul și laptele. La drumuri, infrastructură. Da, astea sunt zonele care sunt investigate. Infrastructura a existat o investigație pe care ați încheiat-o cu exonerarea firmei. Celebra investigație cu în care era implicată și Teldrum și acolo n-ați găsit la indicii. La cea cu Teldrumul, datele pe care le-am avut și vă ce a zis și Comisia Europeană, până la urmă, problema acolo pare să fie de viciere a procesului de licitație, deci ceva ce a făcut autoritatea contractantă. Deci n-am găsit acolo indicii că s-au înțeles participanții, ci că n-a procedat corect autoritatea contractantă.
La, am mai avut investigație unde nu am găsit dovezi de comunicare între firme. Da, așa am hotărât să nu aplicăm sancțiuni. Sunt unele zone în astea gri în care poți să crezi că e posibil să fi întâmplat ceva, dar nu ai dovada, n-ai dovada comunicării între firme. De asta e important să lucrăm și cu parchetul, pentru că ei au... Noi ce facem? Noi luăm e-mail-uri, noi luăm dosare. Dacă oamenii, de exemplu, vorbesc pe telefon, noi nu avem momentul de față mijloace să identificăm asta. Parchetul ne poate da interceptări. Dar cum se poate face? Sau cum se realizează în momentul ăsta colaborarea? Parchetul vă sesizează în momentul în care are suspiciuni că se încalcă și legea concurenței. Da, exact. Cazurile de până acum așa au fost. Da, invers faceți? E o practică în colaborare? Adică, să zicem că ați fost la... Legea veche ne obliga pe noi... Legea veche ne obliga pe noi să sesizăm parchetul, da, dacă găseam... Da. Dacă aveți indicii. Da, dar indicii în ce sens? În sensul pe un cartel. Pentru că legea spune, dom'le, cartelul sancționăm noi cu amendă pentru firmele participante, dar parchetul poate sancționa cu închisoare oameni, pe cei care au avut un rol determinant în încheierea cartelului. Ori, până acum 2 ani, ideea era, da, noi... puteam să ne gândim, domnule, am sancționat firma Popescu SRL și poate că domnul director Popescu era cel care a avut un rol determinant și atunci sesizam parchetul. De acum 2 ani, Parlamentul a exclus sesizarea noastră. Deci deja parchetul se autosesizează când e un caz de concurență, dar el se uită direct și vede dacă... Și noi le trimitem rapoartele. Da? Și ei se gândesc, își fac dânși analiza, dacă cred că sunt indicii că într-adevăr o persoană fizică este, a avut un rol determinant în încălcarea legislației concurenței. Spre noi, într-adevăr, cazurile vin de la parchet, pentru că ei, căutând în general corupție, în timp ascultă funcționarul public, după ei ascultă, probabil că ascultă și oameni de afaceri. În orice caz, la un moment dat apar și elemente care indică faptul că firme participante la licitație colaborează între ele. Și atunci indiciile astea ne le trimit nouă. Și câte astfel de comunicări ați? Adică e un lucru care se întâmplă... Se întâmplă des, se întâmplă rar? Nu, e ceva ce e relativ la început. Deci pe mine că încă învățăm să lucrăm unii cu alții și avem mereu probleme procedurale. Cum facem ca ce au ei să poată să ne parvină nouă legal? Avem des discuții cu parchetul ca să vedem cum asigurăm respectarea regulilor lor, regulilor noastre. Deci încă este un proces de învățare. Am avut un caz de la ei finalizat acum 2 ani și în momentul de față pregătim un nou caz. Ne puteți spune pe ce piață? Nu vreau să vă spun nimic, dar probabil că în următoarele săptămâni o să deschidem o investigație pe baza sesizărilor. O sesizare, dar din altă zonă, e cea venită de la Consiliul Investitorilor Români. Români sau străini? Români. Așa. Un patronat condus de Ioan Nicolae, care are interese pe piața gazelor, care a acuzat Gazpromul și Petromul de abuz de poziție dominantă pe piața gazelor naturale și a cerut Consiliului Concurenței să analizeze situația. V-a venit o astfel de sesizare? Ați luat-o? Când ar trebui să fie? Când s-a întâmplat asta? În urmă cu o lună, două luni, cred. Că nu știu să avem un lucru în momentul de față așa ceva. Noi am mai avut discuții pe piața gazelor, am avut în trecut, dar atât de recent, de acum o lună, două, nu mi-aduc aminte, verific și vă spunem. Dar nu mi-aduc aminte să am un lucru în dosar de genul ăsta. Aș trece acum la ultima parte a interviului, cea politică, să zicem, pentru că în momentul ăsta vi se termină, în curând vi se termină, s-a terminat deja mandatul, terminat, da. În fruntea Consiliului, vă doriți un nou mandat? Eu am spus mai de mult că dacă cred că există contextul favorabil, deci dacă există sprijin ca să-mi desfășor activitatea în condiții cel puțin la fel de bune ca până acum, aș fi interesat de un nou mandat, pentru că sunt multe lucruri care nu s-au finalizat. Dar de ce spun important să existe sprijinul ăsta? Pentru că multe lucruri le faci împreună cu alții, le faci cu parchetul, deci trebuie să... Există o deschidere de acolo. Lucrăm cu agențiile de reglementare, ANCOM, Piața Energiei, intrează mult, acolo contează ANR-ul. Deci dacă cred că există un context favorabil, aș fi interesat de nou mandat. Decizia o să iau în curând, da, pentru că termenul de înscriere pentru noi candidaturi e la sfârșitul săptămânii viitoare, deci până atunci va trebui să mă decid și eu și alții care sunt interesați de Consiliul Concurenței. Noi avem, în momentul de față, 5 locuri vacante. Da.
și sunt trei, includându-mă și pe mine, suntem trei colegi care ne expiră mandatul. Deci va trebui și eu și ceilalți ne hotărâm dacă am vrea să continuăm. Vedem cine mai, peste o săptămână, nu o să știm cine mai e interesat din afara Consiliului existent pentru un loc. Procedura însă va fi lungă. E o procedură, deci nu contează numai să vrei tu, da? Trecem printr-un for mai degrabă tehnic, oricum non-politic, Consiliul Consultativ, în care sunt oameni din mediul de afaceri, oameni din mediul, deci sunt toți nepublici, da. Oameni din, deci mediul de afaceri, mediul academic, instituție cercetare, ședința va fi condusă de fostul ambasador al Uniunii Europene în România, Jonathan Schiele, deci el fiind decanul de vârstă al Colegiului Consultativ, el va conduce procedura asta în care dânsii vor face o recomandare către guvern, sau o recomandare care va trece pe la guvern, la guvern va trece prin parlament, la parlament va ajunge la președinte, da? Deci aștept ca procedura asta să dureze. Până atunci noi ne vom continua mandatul, că trebuie instituția să meargă, dar sunt crezător că mecanismul ăsta, dacă va fi lăsat să funcționeze, va avea rezultate bune, vom avea niște oameni care să fie și bine pregătiți și corecți și niște oameni echilibrați, rezonabili și care să poată să completeze unii pe alții, să funcționeze în echipă. Pentru că nu trebuie numai 7 oameni buni în Consiliu, ci trebuie niște oameni care pot să fie compatibili unii cu alții, cum spuneam, se completează și pot să funcționeze împreună. Pe parcursul acesta pe care l-ați descris, este esențial sprijin din partea majorității guvernamentale, da? Pentru că trebuie să treceți de Parlament și sprijin, da, din partea președintelui ca să fiți acceptat. Da. Aveți acest sprijin din partea majorității guvernamentale și din partea președintelui țării? Nu pot să vă spun acum asta. Dacă mă hotărâs să candidez, atunci o să aflăm. Vă întreb lucrul ăsta pentru că a existat voci în piață, au fost chiar și o întrebare în timpul întâlnirii online, alimentată și de soluția în dosarul acela al licitațiilor cu firma Teldrum. Deci aceste voci care spuneau că pentru un nou mandat ați făcut un pact de neagresiune, să-i spunem, cu guvernul, care guvern ar avea nevoie de o tăcere din partea Consiliului Concurenței pe anumite legi. Ați făcut acest pact? Cum să spun, un pact, dacă vreți, da, l-am făcut de mult. Consiliul, strategia mea și împărtășirea de ceilalți colegi a fost, domnule, trebuie să arătăm că suntem cât se poate de rezonabili și de sprijinitori ai guvernului, suntem iuți, nu întârziem, în același timp le cerem să respecte regulile de concurență europene și naționale. Deci asta a fost abordarea pe care am avut-o cu toate guvernele care am lucrat. Am prins până acum 3 prim-ministri și un număr imens de miniștri de finanțe, de economie, de ce vezi dumneavoastră. Deci asta a fost abordarea constantă. Nu lucrăm în niciun fel diferit de cu actualul guvern sau actualul ministru la niște ministeri decât lucram acum 2 ani, acum 3 ani cu predecesorii lor. Dar, repet, am încercat totdeauna să nu facem obstrucție unde nu e cazul și să arătăm oamenilor că le înțelegem preocupările și că le dăm soluție. Adică, în general, să spunem, bă, nu înțelegem ce vreți voi, nu o facem așa, o facem în felul ăsta. Cred că asta a fost o abordare de succes, pentru că nici nu ne-am ostilizat guvernul, am reușit să-i convingem, nu totdeauna, de multe ori. Multe acte normative au preluat recomandările noastre, n-am vorbit noi de contractul cadru, eu sunt fericit că mereu, de data asta, față de anul trecut, am convins guvernul să nu mai facă nicio discriminare între, sau ce zic, de planul, să nu este o discriminare între furnizorii privați și furnizorii publici de servicii de sănătate, da? Deci față de limita care este acum anul trecut, de 5% din 4% pentru privat, nu mai mult, anul ăsta a fost scoasă. Și au acceptat principiul ăsta că nu pot să spună statul e bun, privatul e prost. Ok, deci nu. Pe scurt, lucrăm, suntem sprijinitori ai guvernului, încercăm să-i ajutăm, dar îi ajutăm pe ăștia de acum i-am ajutat și pe alții înainte, nici mai mult, nici mai puțin. Și pentru că a venit vorba de guvern, e o știre de
astăzi de ieri a apărut în monitorul oficial ordonanța de urgență prin care jucătorii din piața Petrol și Gaze au înlesniri în ceea ce privește autorizațiile de construcție pe terenuri care nu au cadastru făcut sau nu sunt înscrise la cartea funciară. E o măsură pentru sprijinirea acestui sector de petrol și gaze, iar președintele Traian Băsescu în această dimineață a acuzat o grabă în promovarea acestui act legislativ, spunând că este totuși un ajutor mult prea mare care ar putea să ducă la nenumărate procese în ceea ce privește regimul de proprietate. Din punct de vedere al legilor concurenței, vedeți o problemă cu acest ajutor dat companiilor din petrol și gaze? Deci, nu mi-aduc aminte să ne fost trimisă la avizare. Deci, nu, iar așa acum pe loc, nu cred că ne-am pronunțat în privința acestei legi. Nu-mi place să mă arunc așa, da? Când n-au citit funcționarii noștri să, da, și n-am o hârtie scrisă de la ei care analizează. De precizat că i-a apărut aseară în monitorul oficial. Da. Da. Deci nu știam de ea, dar spune așa, la prima auzire, dacă nici n-am văzut-o, cât timp nu introduce, nu spune că o firmă de petrol și gaze e privilegiată față de alta, n-aș vedea o problemă de concurență. Ce am înțeles că spune președintele, spune riscăm să creăm o brambureală din punct de vedere al drepturilor de proprietate, nu o să fie foarte clar cine trebuie să primească compensație, chirie din partea firmelor petroliere, lucruri care foarte bine pot fi adevărate. Dar, repet, la o primă vedere, cât timp nu e tratată o firmă petrolieră altfel decât alta, n-aș vedea o problemă de concurență. Nici o concurență între sectoare. Pentru că dumneavoastră spuneți că nu există o problemă de concurență în interiorul sectorului petrol și gaze, ceea ce e evident. Dar între sectoare, să spunem, adică dacă vrea și un retailer să-și facă un magazin pe un teren care are probleme de întabulare și așa mai departe, de ce el să nu-și poată face magazinul? Asta dar putem să analizăm. Dar cât de probabil sonda este? Probabil că sonda o faci în mijlocul câmpului. Magazinul probabil că îl faci într-o localitate. E mai puțin probabil ca acolo unde e Metro sau Carrefour interesat să fie foarte neclară proprietatea. Dar ăsta e un argument de întrebare care poate fi, adică am putea spune, domne, aceeași înlesnire, dați-o și pentru alte industrie. Deci o limitați numai la industria petrolieră. Dacă avem sesizări, dacă sunt oameni care se plâng, spun că sunt defavorizați de limitarea asta, da, o să ne uităm la ea. Și aceeași problemă a fost ridicată și în ceea ce privește scutirea de taxare a impozitului reinvestit, decisă tot așa de guvern și care ajută până la urmă doar companiile care reinvestesc profitul în bunuri. Da, mai degrabă în zona de industrie. În zona de industrie. Și sunt exceptate, practic, companiile care investesc în servicii. E același raționament noi aici. Noi discutăm comisia, da, exact. Comisia ne-a pus întrebări pe zona asta. Noi am spus, o lege relativ similară a fost în 2010. În 2010 v-am informat în privința ei. Nu ne-ați mai cerut date, da? Deci nu am presupus că sunt de acord. Deci dacă în 2010 n-ați țipat, nu vă degeaba în 2014 trebuie să țipați. Dar, desigur, vor informații, le dăm informații. Deci există în momentul ăsta o este corespondență. O cerere de informații, da, am primit o cerere de informații în partea comisiei. Eu aș argumenta că măsura este generală, deci nu e discriminatorie, orice firmă primește o scutire pentru plata impozitului, dacă a folosit profitul pentru a achiziționa o serie de active. Deci aș argumenta că din moment ce nu sunt excluse, nu interzice niciunei firme să beneficieze de măsura asta, e o măsură cu un caracter general. Până la urmă, ar fi mai bine pentru România dacă am spune nu, poți să investești în orice vrei. Guvernul a zis, domnule, nu te lăsăm să cumperi case, nu te lăsăm aici să cumperi terenuri. Aici era problema cu abuzurile, da. Mașini pentru uz personal. Spune că totuși impactul economic e mai bun dacă spunem nu, cumpără un strung, cumpără un tractor, îl folosești pentru o activitate productivă, decât acționarul își cumpără o vilă în Pipera, în parte folosind și banii care ar trebui să se ducă în impozitul pe profit. Aș încheia cu o ultimă întrebare care vine tot din partea cititorilor, e legată, au fost chiar două sau trei legată de piața Pharma. Există aici o
frământare, o preocupare față de prețul medicamentelor, că asta interesează până la urmă pe oameni. Un cititor vorbea și despre concentrarea în mâna unui singur acționar, să spunem, a activităților de import, distribuție și desfacere prin farmacii. Vedeți aici o problemă reală pe piața farma? Dacă ne uităm la alte țări din Uniune, încă distribuția nu e atât de concentrată în România, ci avem un număr destul de mare distribuitori. Iar văd că câțiva doar sunt mari, iar văd că vreo doi au dat faliment. Deci vedem un proces de concentrare, dar spune, nu-l văd îngrijorător dacă ne comparăm cu alte state din Uniune. Lanțurile, noi în general am fost de principiu că dacă vrea un investitor să cumpere mai multe farmacii, trebuie să-l lăsăm, adică nu văd niciun motiv concurențial de a nu și nimic legat de beneficiul consumatorului ca să interzic crearea lanțurilor de farmacii. Faptul că se unesc distribuitori cu farmacii, bun, aia poate fi o problemă. Dacă un distribuitor mare alimentează cu predilecțiile farmaciile proprii și nu altele, deci dacă vom avea plângeri pe zona asta, ne putem uita. Dar momentan n-am senzația că asta este o problemă. Nu sunt indicii suficiente pentru... Noi, adevărat, a fost sezarea cititorului dumneavoastră, care spunea, uitați-vă pe prețul medicamentelor, prețul liber al medicamentelor, deci cele care se vând fără rețetă, e într-o zonă care noi nu ne-am uitat, la care nu ne-am uitat până acum. Noi ne uităm, suntem prinși între veșnicul conflict între producători și distribuitori, care producătorii ar vrea să lucreze cu mai mulți, cu mai puțin distribuitori, zic ei ca să targeteze mai bine unde ajung medicamentele, zic distribuitorii ca să nu-i lase să reexporte spre țările unde prețurile sunt mai mari, care sunt problema special mare, Scandinavia, da, Anglia, Anglia, Germania. Bun, deci aici trebuie să... Și de aici și ordonanța dată de ministrul Nicolaescu la începutul acestui an, care spune că trebuie să ai minim 3 distribuitori și așa mai departe. Deci ăsta e un subiect în care vrând nevrând suntem prinși. Doi, ne interesează gradul de penetrare al medicamentelor ieftine în România. Deci vrem să înțelegem mai bine de ce și dacă sunt încălcări de lege să le sancționăm, de ce medicamentele generice, care sunt copii mai ieftine al unor medicamente care deja sunt mai vechi, au ieșit de sub patent, de ce medicamentele astea mai ieftine au cotă de piață relativ mică în România. Pentru că asta ar fi important pentru bugetul statului, problema care suportă grosul costului medicamentelor. Deci cam asta e zona care ne uităm noi, dar am reținut sugestia cititorului. Astăzi ne uităm și la medicamentele fără rețetă.